Folosește promocodul EasyFoxy pentru cele mai bune prețuri doar pe eneba.com. Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi o să deschidem un mega box de 20.000 de trofee și cred că o să fie unul super interesant, pentru că s-ar putea să ne pice un brawler nou sau cine știe. Așadar, nu uitați să vă abonați, să rupeți butonul de subscribe dacă nu sunteți abonați, like, să vadă toată lumea, mă ajută și pe mine, vă ajută și pe voi, ca așa vedeți mai des episoadele mele. Activați întotdeauna clopoțelul ca să primiți notificări de la mine, pentru că postez în fiecare zi episoade și sunt live în momentul în care filmez acest episod. Găsiți link în descriere de la Trovo, pentru că sunt live în fiecare zi pe Trovo. Bun, hai să vedem ce se întâmplă astăzi pe contul lui Pro2010, zis și Robert, pentru că se pare că are mega box de 20.000 de trofee. Ișmecher. Hai să vedem. 19.475 de trofee. V-am scos ca să vedeți trofeele. O mai pierdut din ele, aparent, dar e bine că ne rămâne megaboxul de 20.000. Hai să vedem. Îl deschidem pe acesta pentru că sunt super curioasă ce se întâmplă cu el. Sper să fie cu 6. Oh my god, e cu 1. What? Mamă, cum a fost asta? Dar mai avem și aici, mai avem un Brawl Pass. Și o să luăm 500 de bănuți, încă un Mega Box. Și strălucește, pui, strălucește direct, ia uitați. Star Power pe cole și... Și Brawler nou! Băi, nu mă așteptam să pice Brawler nou, adică... Mă așteptam să pice din Mega Box-ul acela de 20.000 de trofee și mi-a dat de aici din Brawl Pass, deci... Hip hip hura, avem un brawler mitic nou și este Mr. P, e cute, îmi place de Mr. P, adică mă joc destul de des cu el. E și bunicel, așa că e mișto. Avem punctele pe cine le punem, nu mai țin minte. Cred că o să îi le las lui să și le pună pe cine dorește, pentru că chiar nu știu pe cine să le mai pun. Mă uit aici. Nu știu, chiar nu știu pe cine să ți le pun, așa că ți le las ție. O să deschidem o pungă din asta magică și e prima dată când văd emoji-ul acesta pe 8-bit. Voi l-ați mai văzut? Că eu nu l-am mai văzut până acum. Ăsta așa roșu, nervos. Să fie nou, să nu fie nou, nu știu, nu l-am mai văzut. Așa, și avem aici și B-box-uri bonus, le deschidem și pe acestea, că cine știe ce se mai întâmplă. Așa. Boi, ești nebun! Mi-a dat și un brawler! Cromatic. Gale? Cine se aștepta să mai primească încă un brawler? Voi ați văzut cât de puține cutiuțe erau, da? Mamă, deci incredibil! Cât noroc să ai! Eu am deschis astăzi, deci astăzi am făcut mai multe opening-uri și am deschis pe contul meu 70 de cutiuțe și ghiciți ce, nu mi-a dat niciun brawler. Și voi ați văzut aici pe contul lui Robert cât de puține cutii erau, da? Și i-a dat 2. 2 așa. Cât noroc să și ai. Da, eu cred că e super fericit, eu aș fi în locul lui. Așa, și mai avem încă un B-box, dacă ne mai dă și din ăsta, păi suntem jale. Nu ne-a dat, ok? Colectăm și ce avem pe aici. Mamă, super! Și hai să vedem. Ia uite că mi-a mai apărut de un box, îl deschid și pe acela. Așa, și luăm și aceste puncte free pe search. Și mai avem noi pe aici, ia uite. Uite că ar putea să-și ia skin-ul zombibi dacă îl vrea, dar poate nu-l vrea pe acesta. Așa. Aha. Asta mi-am amintit la Robert că vrea să-i cumpăr o ofertă din asta specială cu Mega Box. Sincer, nu știu dacă ți-ar mai da ceva din ofertă din cauza că ți-au picat deja doi brawleri. S-ar putea să-ți cam irosești punctele. Dar dacă vrei tu, deschide. Încercarea moarte n-are, vorba aia.
sau oare? Și da, e cu 4. Dar stai, măi, că s-ar putea să nu-l fi deschis degeaba. Ia uitați că și strălucește. Cât noroc să și ai. Ce-i mai dă? Ce-i mai dă? Tare curioasă. Deci dacă îi dă Star Power sau Gadget, măcar nu e degeaba. Dar dacă îi dă și Brawler, deja e super. E mișto rău. Hai să vedem. E da Gadget. Deci măcar nu e chiar inutil acest Megabox. Așa. Și deci avem și Gale, avem și Mr. P. Hai să vedem ce are el pe cont. Mamă, incredibil. Deci îi lipsește un singur Brawler. Wow. Super tare. Nu, ce fain, aș putea zice. Hai să vedem dacă ai skin-uri, de exemplu. Mă uitam pe aici așa după skin-uri. Eu zic că n-ai pe legendare. Ok. Poate ai pe Spike. Are pe Spike skin-ul acesta cu măști. Ok. Mă uit așa după ăștia maxați, că pe ăștia s-ar putea să ai skin-uri. Ai pe Tara. Oricum, super tare. Ia uite câți brawleri ai maxați. De fapt, la trofeele astea e cam imposibil să nu-i maxezi. Și fără să vrei. Că odată ce ajungi, îi maxezi. Bun. Aș vrea să dau un match cu unul dintre brawlerii noi, bineînțeles. Deși mă tentează super tare să dau cu legendare, că nu, sunt legendare. O să dau cu Gale, pentru că tocmai ce a picat, și ne băgăm, de exemplu, pe Gengrep la 19.000 de trofee. Mam! I-a picat, eu zic că e super bine. I-au picat și doi brawler și Gadget și nebunie. Așa. Mamă. Deci apar slăbând la trofeele astea. Nu știu, mie așa mi se pare. Că nu mi se pare că ar jucat de 20.000 de trofee. Nu vi se pare și vouă că-s cam slabi? Ciudat. Așa joci la trofeele astea? Eu de obicei am experiență că intru și sunt teroriști. Da. Nu se prea descurcă. Ok. Bun. Opa. Opa, că era să mă fac aproape la faza asta. Noroc că m-am retras. Stau aici că nu știu ce se întâmplă, să mai au eu niște gemuri pentru orice eventualitate. Ok. Bun. Mamă, cel mai easy win. Nu știu, a fost foarte ușor. Bine, și din cauza că l-am picat acum, probabil că și asta influențează foarte tare. Dar foarte, foarte ușor. Acum aș vrea totuși să dau și cu o legendară, că mă mănâncă și vreau. Vorba e că te mănâncă în palmă. Te mănâncă undeva să dai și cu brawler din ăștia, alea-ți mai așa mai șmecheri. Și acum partea dificilă cu care să dau, pentru că avem atâtea legendare aici, dar aș da cu Spike din cauza că e mascat și mi se pare interesant. Și aș putea, de exemplu, tot pe Gengrep să o dăm și cu Spike. Mulțumesc pentru Stay Safe, Alexandru. Sunt pe live, cum ziceam, în momentul în care filmez. Găsiți link în descriere pentru live-uri. Scrie acolo live-uri zilnice. Opa. Ăștia sunt pii mai bunicei. Dar nu cu mult. Deși Bibi asta m-a cam furat. Ok. Mamă. La limita cu imposibilul. Ia uite mă că mi-a dat poison-ul. Dar e bine că a fost ăsta pe fază din echipa mea.
Ok. Slăbanilor care sunteți. Mamă, dar ne-o dat. Ne-o dat ceva. Ai grijă, buracule. Sau cum te cheamă. Că ai foarte multe. Ok. Așa. Ok. Mamă, ste șmecheri. Aveți grijă la poisonul lucrău? Mamă, că o sărit nebunaticul ăsta pe noi. Dar chiar și așa am câștigat, deci. Ia uite-mă cine a fost pro. Vulpița voastră a fost pro. Păi nu știu. Slăbani ăștia la 20.000 de trofee. Adică, nu știu, eu la 13.000 de trofee, când mă joc de pe contul meu, dau de oameni mult mai strong așa. Nu știu, se pare că dacă ai mai multe trofee astăzi, ești mai slăban. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Eu zic că vulpișorul este fericit că... Doi brawler noi, gadget-uri și așa mai departe. Deci nu uitați de un mare like la vulpița voastră preferată. Dacă vreți să-mi dați și voi opening-uri să fiți la fel de norocoși ca și Robert, îmi scrieți pe adresa de e-mail pe care o găsiți în descrierea episoadelor și vă răspund eu. Deci Instagram-ul meu este foxy.insta. Și nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe și activați întotdeauna clopoțelul. Vă iubesc și vă mulțumesc că mă urmăriți. Pa, pa!